Neața și bine v-am regăsit în acest filmuleț. A trecut bine noaptea singură cu copiii. Adică, în general, Melissa și Daniel dorm destul de bine. Problema este cu Felix, care mănâncă destul de des. Dar și Felix a adormit destul de repede înapoi după fiecare alăptat, dar cred că se trezește cam la fiecare oră și jumătate să mănânce, maxim 2 ore, dar nu prea îmi dădeau 2 ore la calcule azi noapte. Nu știu, ori iar e în creștere, ori nu știu ce să spun, dar oricum, este bine. Și eu acum o să fac un smoothie din portocale, o să storc câteva portocale și cu un avocado, pentru că iar e sezonul rece, iar trebuie să ne vitaminizăm. Melissa a început să tușească spre dimineață, că altfel ar mai fi putut să dormim de pe la vreo 6 până la 8. Cred că puteam să mai băgăm o tură de somn, dar a început Melissa să trezească și să termine distracția pentru toată lumea. Felix a mai moțăit așa un pic, dar... Na. Oricum, a fost ok, nu... Adică se putea și mai rău, așa că nu mă plâng. Astăzi este și așa o zi mai tristă, puțin. Astăzi se împlinesc 10 ani de când am pierdut-o pe mama. 10 ani. Sincer, așa dacă stau și mă gândesc, nici nu știu unde au trecut cei 10 ani. Dar 10 ani. Deci, practic, o treime din viață mi-am trăit-o fără mama. Gata, este gata bunătate de suculeț. Să vedem acum ce fac copilașii, că lipsesc 5 minute și tot îi aud. Te-ai lovit? Atâta mai dramatizează Daniel. Dar atâta mai dramatizează. Hai! Ciao! Ce e aici? Eu am deja o tură de rufe la uscat. A doua este la spălat. Hai, vino încoace, Melisu. Asta e al mamii. Care crezi că e al lui Daniel? Ăla, da. Și asta este al Melisei. Hai, gustați să-mi spuneți dacă vă place. Gustă, Melisa. E bun? Da! Am pus, cred că, vreo 6 portocale și un avocado mai micuț. Mai întâi am scos sucul de portocale. Pe mai n-am pus. Mai întâi am scos sucul de la portocale. Da, după care am pus totul în blender cu avocado și am făcut acest suculeț. De la Larisa, mămica lui Noah, am rețeta asta, că am tot văzut la ea, dar și noi facem deja de vreo câțiva ani, cred că de vreo 3 ani încoace tot facem și e bun, așa, în special în sezonul rece. Și asta este o modalitate în plus de a mânca avocado și chiar nu se simte deloc gust de E avocado. foarte bun. Mai faci odată așa ceva? Da, sigur că o să mai fac. După grădini. După grădini. Dar nu mergi la grădini astăzi, că e vacanță. Vrei să mergi Atunci. la grădini? Că mai e o dată noapte mai faci. Da, mâine dimineața, adică. Noapte. Noapte. Ia să vedem. Declarăm oficial începută diversificarea. Uite, dacă eu spun, a face și Felix. Îmi face și Felix, a? Făcă morcovel. E bun? E bun, mama asta? Păi nu știu, că deocamdată nu cred că... Scuipă? Da! Păi el încă nu știe să înghită mâncare. El știe să înghită numai țățică.
Așa, da. Așa, nu se ghite. Miau. Nu-ți place? Mm. Da. Nu, dar eu mai vreau o lingură din asta. Da. Aici la copil am făcut așa un desert cu cremă de vanilie făcută în casă. Da. Opala. Vezi că scade mica. Și fursecuri făcute în casă. Vrei și tu morcovel? Vrei să guști asta? Da. Ai acolo? Da. Și paci? Da. Îți place? Da. Daniel nu e prea încântat. Da. De ce faci așa? Pentru că el acum învață să mănânce. El încă nu știe să mănânce. Poți să pap eu? Da, eu vreau, eu vreau. Să-ți dau ție? Da. Mai ne atunci, mama. Mama, mai păi, dar deocamdată mâncă ce ai acolo. Și atunci? Felix, Felix, așa nu se ghide. Dar el acum învață, mămică. Așa făceai și tu când erai bebeluș. Așa mâncai și tu și Daniel. Bebe! Dar nu Claudia. Și Claudița așa păpa când era bebe. Bună, mare? Bebe! Știi bebe? Da! Și trăsnește mami mâncare? Cu lingura? Eu nu. Poate. Așa mi-a pus într-un pahar. Păi v-am făcut așa frumos să păpați. Pa. Nu vrei? Pa. Nu poți să iei? Nu. Ai nevoie de ajutor? Da. Poftim. Aduci un bebeluș. Dar așa nu-i faci lui Felix. A. Ce să-i fac lui Felix? Așa. A. Păi de el încă nu știe să pape, mămică. Uite că acum învață. El... Bebe! Oricum se pare că îi place. Voi ce ziceți, îi place? Pa. Nu pune mânța câte murdăre ești. Pa. Melisa, du-te, te rog frumos așa de șervețel de la mami din cameră. Nu da pe haine, că nu iese morcovul. Nu mai fac de cap. A, lasă-l că papă el. Da. Ah, gata. Tata. Tata.
n-am mâncat Filip. E, vrei, nu cred că-ți place gustul. Bun? Mai vrei? Vrei și tu să guști? Eu. Ai, ia și gustul. Da. Bună. Bună. Da, înseamnă că acolo nu sunt aranjate în ordine. Ce faci, Daniel? Pa! Bine. Ce anume, Melissa? Mai fac aici până ordine. Vrei să le numeri de acolo? Da. Hai, numără. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Ce facem? Ia! Vrei să rămânem jos? Da. Și ce facem jos? Ce? N-avem ce să facem. Vrei să spălăm dinții? Hă? Vrei să spălăm sau mai mănânci ceva? Ce? Spălăm dinții? Mhm. Sau mergem să facem un pic de treabă? Ce? Spălăm dinții? Hă? Haide. Dar sigur nu mai mănânci nimic? Poate mai mănânci. Ia să întrebăm pe Melissa dacă ea mai mănâncă ceva. Și să mergem să facem treabă, da? Mă ajuți să strângem rufele? Da. Ia, este pun jos. Azi am făcut o grămadă de treabă. Am spălat foarte mult. Dar problema e că trebuie să fie puse la loc. Zici că n-am spălat de... nu știu când. Bebe? Da, chisei că am tot Bebe? Spălat. Bebe? Toată săptămâna, da, aia este a lui Bebe. Și să mă apuc să mami? Împăturesc. Mami? Să văd ce trebuie călcat. Mama? Da, ăla este a lui mami. Daniel mă ajută. El mami? Îmi spune care ale pui sunt. Aia nu știu, da, e și aia el, mami. Hai să ne apucăm să le punem la loc, pa! Da? Salut, Melissa! Da, pa! Pantaloni. Hai să le punem la loc. Mami! Cuțărica asta așa. Mami! Ai de bucătărie? Da! Le punem pe toate la loc, da? Mhm. Uh-huh. Ce faci, Melissa? Îmi fac părul. Mă faci părul? Mami! Mami! Da, mami! Deci abia aștept să vină ziua în care să-mi facă pe bune. Oricum și acum mă gâdilă și mă relaxează și mă adorme. Îmi place ce faci. De ce? Îmi place așa că îmi faci părul. Aici avem un bebeluș, Felix, care se joacă. Acolo avem un alt bebeluș mai mare. Ei da pupic? Da! Bravo! Mama, poate să te... poate să mă mai filmez o dată? Să mai filmez o dată? Acum e pieptăm pe mama. Așa să nu mai fie mama mereu nepieptănată în filmulețe. Stați așa cu... și de eu m-am ce face poate să pine pălul așa? Și așa! Mm. Da, poți să-mi faci că-mi place. Bine. Am mai te ei. Da. Da. Și acum o să pune pieptănaturi. E foarte bine, dar să te îi place când îi fac baie. Să îi dau cu pere așa și pe spate. Când îți pieptem părul, nu? Da, mie îmi plac. Și acum îmi face și ea la fel. Dar când vreau să scap în cifel, mămichi. Mami! Mămichi! Mămichi! Au, au, au! Au! Ha, 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 ha.
Melisa, cum zice tantea aia la care ne uităm noi la rețete? Jamila! Da, dar cum zice ea când începe filmulețul? Nu știu. Bună, eu sunt Jamila. Și bine ați venit în... Bucătăria mea! Mai devreme am zis singură. Vrei să punem să ne uităm să vedem ce rețete ai mai făcut? Da. Da? Chize cu când la ochi. Ce faceți, dragilor? Pa! Mâncați? Da! Cine a adus măsuța aici? Eu. Tu? Ca să vă uitați la Jamila? Vrei să înveți să gătești? Da! Da. Felix! Da! Da, se joacă. Iar ți-ai dat roșoseta. Deci abia am dat-o pe cealaltă, în piciorul drept, și acum văd că s-a descălțat piciorul stâng. Da, iar s-a descălțat, așa-i? Da! Apoi abia ce am dat șoseta cealaltă. Gata! Ești gata, Melisa. Ce mă, copii? Cine a venit, Melisa? Tati! Și de unde a venit, tati? De la munte. De câte? Tati nu are nimic. Pijamale de la munte. Dar unde muncești, iubi? Cine a venit? Tati! Tati? Tati cu Felix și noi facem pijitule. Să-ți ia tati cu Felix și noi să facem pijitule? Așa te-ai gândit tu? Gândiți-o meu, mă. Mă, câtă gălăgie faci tu? Asta e început. Cum face Melisa că nu vrea să mănânci ea? Da, așa face. Deci tușea când se dau să mănânce. Tușoară. Copilașii dorm. 3 din 3. Lili caută să urce la tine? Lili caută, dar este foarte simțită și foarte educată. Așa. Și până nu îi spun Lili, hai, nu se urcă. Hai, Lili. Hai. Așa. Și noi ne încălzim cu... Tu frumoasa mea. Ești frumoasa mea și ești cu minte, tu. Ne-a făcut băiță. Ești o mătăsoasă. Da, și noi ne încălzim cu... compot. Un compot de mere. Foarte bun și aromat. Și pentru mine este... mai mult decât mi-aș putea dori. Deci nu îmi doresc balamuc, alergătură, 70 de feluri de mâncare, o tonă de prăjituri, ca să avem după aceea ce să aruncăm la gunoi sau să mâncăm până nu mai știm de noi. Și n-avem nici invitați. N-avem nici invitați. Ne bucurăm că suntem așa singuri cu copiii și așa. Ce vreau să îl întreb pe Florin, dacă vrea el să vă povestească puțin, dacă așa, de ce nu avem noi brad, că toată lumea întreabă de ce nu facem brad, ce s-a întâmplat cu bradul, că înainte aveam brad. Dacă vrei să vă spun, eu, cum v-am spus, nu avem, că nu ne trebuie. Da. Dacă vrei să explici puțin mai în detaliu sau să... Așa, în detaliu, maxim 2 minute. Maxim 2 minute. Hai, 3 minute. Da, păi... N-avem brad, cum să zic. E prea complicat. Complicat. E atât de simplu încât e complicat. Da. Practic, bradul este o tradiție, este o ceva creat de om și chiar are niște rădăcini păgâne, nu are nicio... Iar nașterea Domnului Iisus n-a avut loc acum pe 24. 25 decembrie, da. A fost, practic este ceva cu solstițiu de iarnă, solstițiu de vară și ceva păgânism. Da, s-a
încreștinat o sărbătoare, ca să spunem așa, și s-a pus nașterea Domnului Iisus ca fiind în decembrie. Ea oricum n-a fost în decembrie, nu se știe exact când a fost, pentru că nici nu este important când s-a născut. Dar nici nu a dorit să facem lucrurile. El cât a trăit pe pământ, nu cred că și-a sărbătorit niciodată nașterea și nu a lăsat din asta o poruncă. Și scopul lui pe pământ a fost să moară și să ia asupra lui păcatele noastre și să învie. Adică să biruiască moartea și păcatul. Și nașterea, practic, a fost, cum să spun, a trebuit să se nască să poată să moară, dar nu pe naștere ar trebui să se pună accentul, cât ar trebui să se pună pe moartea și învierea și jertfa în sine. Asta după ce noi am, după toate, nu știu, cercetările, studiile, toate chestiile la care ne-am uitat și am pus toate lucrurile cap la cap, pentru noi asta este important în momentul acesta. Acum fiecare, în funcție de cât caută, cât își dorește să afle, și mie îmi plăcea bradul. Cu Moș Crăciun niciodată nu am fost așa o mare fană Moș Crăciun, dar bradul, da, îmi plăcea foarte, foarte mult. Dar mi-am dat seama că nu mai mi-aduce nicio bucurie și... Eu eram prins și cu bradul, că mă gândeam, un brad care crește așa greu, să-l iei, să-l tai, îl ții 2-3 săptămâni în casă și pe alea lungi. Sau-l pui pe foc. Sau-l pui pe foc și noi ne voietăm că n-avem, că se schimbă clima și că facem un gunoi și că nu știu ce, dar... La tradiții de-astea nu renunțăm. Da. Așa că mai bine un compot cald, stăm așa frumos, liniște, în pijamale, da, cu un cățel frumos, curat aici. Adică, nu ne înțelegeți greșit. Dacă voi vreți să sărbătoriți, așa sărbătoriți, faceți cum, după cum știți. Înțelegi? Adică nu vă judecăm, nu... Nu trasăm reguli, da, și... Da, gata, că voi, toată lumea trebuie să facă la fel. Nu, noi am ajuns la concluzia asta, am căutat, ne-am informat și pentru dreptul nostru ne-am luat decizia asta. Asta nu înseamnă că voi sunteți mai păcătoși și noi suntem mai sfinți, toți suntem la fel de păcătoși și Domnul Iisus a murit în egală măsură pentru fiecare, virgulă, care dorește să primească jertfa lui. Să primească iertarea lui și, da, ca o mică paranteză așa... Domnul Iisus nu mai este copil, că am auzit niște colinde care se naște, iar se naște, nu se naște, s-a născut o singură dată, a trăit, a murit, a înviat, acum e la dreapta Tatălui, este Dumnezeu, nu mai învie de 10 ori și moare de 10 ori. Da, sau de 2000 de ori. De fiecare dată când vrem noi să sărbătorim. Iar ne-aș doar să ne aducem aminte de moartea Lui și să luăm din trupul și sângele Lui, când să comemorăm moartea Lui și jertfa Lui care a făcut-o pentru noi. Da, și gata, da. Nu ne mai lungim, că trebuie să mă uit bine să văd câte minute au fost, dacă au fost... Acum ne înțelegeți minute. De ce intrăm rar în subiecte de astea, pentru că sunt lucruri care sunt destul de complicate și... Și nu doar că sunt complicate, dar se creează atâtea polemici, atâtea discuții, pentru că fiecare vine cu ideile lui, cu chestiile lui, cu mulți nici nu studiază, nici nu caută, doar că așa au lăsat mama și tata și bunica și străbunica și așa trebuie să facem și nici nu știu mulți de ce și nu vrem să creăm polemici, așa că gata, încheiem subiectul. Vă arăt pe Lili mai bine, ia uite, Lili aici. Liluța mea, ce-ți mai place, ce-ți mai place? Purcelușo. Ești o purcică? Ești o purcică blănoasă? Vai! Ați primit hăinuțe? Da, dar eu ușor, am primit ușor, numai una! Numai una? Păi da, ajunge, că puteai să nu primești niciuna. Mami! Da, Daniel a primit ce frumos e ăla, Melissa, pisicuțe. Păi nu doar Daniel, că a primit și Felix. Probabil, de-aia sunt câte două. Asta este mărimea 86. Nu, că Daniel nu mai vine, cred că asta. Mami! Asta aceeași mărime. Mami! Wow, ce-ai primit acolo? Mama, câte mărime are asta? Aia e fix bună pentru tine. Uite ce frumoasă e. Poți să o iei... Și dai pisicuțe, păi vedete. Asta are și Sofie. Da? Și are Sofie cu pisicuțe. Și asta e mărimea 86. Mami! Bum, bum! Și acum e aia. Aia o să fie bună pentru Felix, când o să mai crească puțin tel. Acum Felix a le dat și noi câte una. Și Felix s-a pupat și astăzi a pupat morcovel. Mama,
Apă pe mălcovel. Mama. Da. A fost bun? Mama. Da, mama. Unde e? Da, mai bine așa să te mergi să se lucrați. E vreo tomatul în sus, ai amestecat. Ce? O să mă duci? Tomat în sus? Da. Nu, că zi-mi supica de roșii. Ce? Mami, o să dai, mama? Da, ce acolo? Mai mâțică? Poți să-mi dai? Ce faceți, domnul Gheorghe? Pentru toți cei care nu știu exact ce înseamnă ciocolată caldă. Aceasta este ciocolată caldă. Originală. Avantajul de a avea nevastă bucătăreasă așa care face multe torturi rău și multe borcane de astea care sunt spruțate. Da. Și am pus aici lapte fierbinte și acum se topește ciocolata. Să fie un delicios desert. Da, ăsta e al meu? Asta e al tău. Te-ai uitat unde e mai mult? Unde e mai mult. Dă-mi mai puține chile. Eu am mai puține chile și îmi dai mai multă ciocolată. 6 din copii. Da, dacă ai o nevastă care termină 2-3 borcane de Nutella pe săptămână... Păi, dar altfel, uitați părul. Uite, că e un ciufulit. E ciufulit? Sunt ciufulită? Da, și... Da, și tu ești ciufulită. Suntem două ciufulite. Îți fac părul și atunci mă fac mie părul, bine? Mhm, uite cum mă tragi. Acum stai pe loc. Ați mâncat dulciurile? Ați băut suculețul? Da, e bine. Ia? Am venit și al doilea. Ce faci, Daniel? Al doilea picior. Ai mâncat singură Nutella? Nu! Poți să lingurița? Vrei să lingi lingurița? Acolo mi-a pus cu tati. A pus lapte. Dar nu așa, mami, că așa mă tragi. Așa, mă ciufulești mai tare. Ce sunt eu ciufulit, la ce mă faci și tu? Ce?